sunt Adina și astăzi ghișce. Vreau să vă arăt acest machiaj. Ce tare, nu? Ce faceți aici? On? Da. După cum se vede, am tenul aranjat, blaș, puțin iluminator și să încep cu sprâncenele. Începem de sus în jos. Și folosesc gelul de sprâncene Brow This Way pigmentat. Nou apărut pe piață. Trecem la ochi. Și o să aleg o paletă dintre cele trei pe care le-am la dispoziție. Să vedem. 002 London Nudes Calling se numește. Am trei pensule. O să iau un roz. Și acest roz merge pe toată pleoapa. După care luăm o culoare mai închisă, mată, pentru a face o mică tranziție între acest roz și brunul, pe care vreau să-l pun doar în exteriorul ochiului pentru a-l alungi și a-l mări. Cu aceeași pensulă. Și cheia este să estompăm foarte bine culorile. Să nu vedem unde începe una și se termină cealaltă. Pe aceeași pensulă iau ultima culoare pe care vreau să o aplic. Da? Și cumva se vede diferența între cei doi ochi. Și la final îmi trebuie neapărat o pensulă de blending. Trec fără niciun fel de problemă peste toată pleoapa. Simt nevoia de mai multă intensitate la baza genelor, așa că pe pensula cea plată iau ultima culoare și aplic din nou în V-ul acesta. Și o să-mi dau acum cu rimel și machiajul ochilor va fi complet după ce voi folosi acest nou tuș lichid și veți vedea și cum. Folosesc rimelul meu preferat de la Rimmel, Volume Colorist. Bye! Bye! Și acum iau Scandalize Bold, care are un mic aplicator special, pot să spun, n-am mai văzut și nici m-am gândit vreodată că poate să iasă ceva de genul ăsta. Mai mult decât atât, că o să-mi placă la nebunie. Și eu o să vedeți cum îl folosesc. Pac! Pac! Îmi place foarte mult, am purtat foarte des aceste două puncte. Îmi dă așa senzația de un ochi ca de păpușă. Și pentru buze am ales un roz 200 Salut din gama The Only One Matte Lipstick. Și ăsta este machiajul meu complet pentru un look așa de zi, foarte feminin, din punctul meu de vedere. Unde sunteți?